Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Sandu Scobioală, urmăriți o nouă ediție a emisiunii Obiectiv Comun. Viitoarele mame au mai multe drepturi la locul de muncă decât femeile care nu sunt însărcinate. Aceste privilegii țin atât de perioada de sarcină, cât și de cea alocată pentru îngrijirea nou-născutului. Uneori aceste drepturi sunt trecute cu vederea de angajatori. Mai multe detalii despre maternitatea la locul de muncă are colega mea, Elena Brăciuc. Elena, bună seara. Bună seara, Sandu. Bună seara, doamnelor și domnilor. Sandu, de data aceasta nu este problema legislației, dar în faptul că viitoarele mămici nu se informează despre drepturile și totodată obligațiunile pe care le au la locul de muncă. Primul lucru pe care ar trebui să-l facă o angajat atunci când află că este însărcinată este să deschidă codul muncii și să vadă care sunt beneficiile pe care le oferă statul. Despre asta discutăm și pe parcursul emisiunii alături de invitații noștri, iar despre drepturile pe care le-au angajatele însărcinate aflăm în minutele ce urmează din reportajul realizat de Elena Brăciuc. Eroina reportajului nostru, o viitoare mămică, ne-a rugat să nu-i divulgăm identitatea. Femeia este însărcinată în luna a patra și spune că, din cauza volumului mare de lucru, a ajuns la spital cu riscul de a-și pierde copilul. După stresul primit în câmpul muncii, am ajuns cu eminență de avort, internată în spital, 15 zile de internare. În urma unor verificări de la Inspecția Muncii, s-a constatat că mai mulți angajați ai companiei unde muncește femeia nu au stabilită fișă de post. Obligat de inspector, angajatorul a început să le întocmească, dar atribuții indicate acolo nu coincideau cu cele din contractul de muncă. Fișa mea de post nu corespunde funcției notate în carnetul de muncă. Asta e prima întrebare. Doi, fișa de post, funcția mea, de fapt, comasează două funcții. De ceea ce presupune asta în felul următor. Se ia ceva din prima funcție, în comun acord, da? Și ceva din funcția a doua. Se comasează, asta de fapt deja decide coordonatorul companiei, da? Și se cere un tot întreg de la funcția respectivă. Deci nu poți comasa două funcții totalmente integrale, într-o funcție generală și o persoană timp de 8 ore lucrătoare, pur și simplu fizic nu reușești să facă acest lucru. La care, citind fișa de post, venind dintr-un alt post eu mai mare, făcând și eu niște fișe de post la rândul meu, mi-am dat seama despre ce merge vorba. Erau niște indicii și niște factori notați care la încheierea contractului, hai să spun așa, individual, neavând fișa de post atunci, pentru că nu este scăparea mea, este scăparea angajatorului, cum mi-a oferit fișa de post, semnată ca să nu avem întrebări pe viitor și ca să înțelegem fiecare de ce răspunde. Am rămas cam, nu că indignată, dar cu semne de întrebare. Ceea ce legea prevede, că eu nu sunt obligată să semnez fișa de post, ci sunt, pot să fac câteva notițe la cele puncte și să merg cu o scrisoare generală, oficială, hai să zic așa, către administrația companiei, ca să rezolvăm problema. Specialiștii susțin că femeia nu poate fi obligată să semneze o fișă de post care nu corespunde contractului de muncă și salariata ar putea da în judecată angajatorul. La angajare salariat în cadrul întreprinderii se încheie un contract individual de muncă cu fișă de post, da? Orice modificare a contractului individual de muncă se face prin acorduri la contract. În cazul în care salariatul refuză de a semna aceste acorduri la contract, refuză, eu am o fișă de post care trebuie să mi-o îndeplinești, refuză o altă fișă de post, angajatorul nu este obligat să o impună. Să o impună privind modificare care va obligațiuni sau modificare prevederilor contractului individual de muncă. Adică, oricum, impunerea asta, adică noi ca instituție, ca organ de control, noi putem stabili încălcarea legislației muncii. Dar ce ține de impunere, ce ține de forță, de amenințări, asta ține de competența altor organe care dumneavoastră, pur și simplu, trebuie să se adreseze. În cazul în care ea va semna această fișă de post sau va semna acordul la contractul individual de muncă cu modificări, noi nu vom putea ajuta pe dumneavoastră nici de cum, pentru că singur o dorit acest fapt. Dar ce ține de forțare sau impunere, asta e ține de competența altor organe. Puține plângeri sunt adresate Inspectoratul Stat al Muncii din partea femeilor însărcinate, din motiv că nu știu drepturile sau poate că știu, dar se tem foarte mult pentru a-și apăra drepturile sale în cadrul întreprinderii unde activează. Vreau să dau chiar un exemplu viu. Chiar ieri o persoană, o doamnă, adică nu divulgăm familia, numele și întreprinderea, a depus o plângere pe o întreprindere la Inspectoratul Stat al Muncii, mâine poimine va fi în examinare, privind impunerea de către conducător a depune cereri de demisie. Pentru că angajatorul nu îi trebuiește persoane care sunt însărcinate, nu vrea să
lipsească, precum el spune că va lipsi 3 ani de la serviciu, fiind în concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta 3 ani zile, și asta este o problemă și este o presiune față de dumneai ei, privind depunerea cererii de demisie. Potrivit articolului 97 din Codul Muncii, la rugămintea femeii gravide, angajatorul este obligat să-i stabilească ziua sau săptămâna de muncă parțială, retribuirea muncii fiind efectuată proporțional timpului lucrat sau în funcție de volumul de lucru efectuat. În România, salariatele au dreptul la o scutire lunară de maximum 16 ore libere plătite pentru a efectua controlele medicale de rutină. Angajatele însărcinate nu pot fi obligate să muncească în regim de noapte, ore suplimentare sau să fie trimisă în deplasare. Acest lucru este contraindicat, mai ales dacă certificatul medical îl confirmă. De asemenea, femeia însărcinată nu poate fi obligată să muncească în zilele de odihnă sau de sărbătoare. Angajatorul nu poate concedia o salariată însărcinată sau care se află în concediu pentru îngrijirea și creșterea copilului până la 6 ani. Potrivit legislației, angajatorii ar trebui să adapteze locurile de muncă conform necesităților femeilor însărcinate care activează în companie. În cazul în care este muncă grea sau vătămătoare pentru sănătatea persoanei care este însărcinată, adică angajatorul trebuie să facă condiții pentru persoana dată, în cazul în care să-i schimbe locul de muncă și să aducă locul de muncă la acel nivel ca salariatul să nu aibă probleme cu sarcina. Din păcate, datele statistice arată că doar un manager din 15 ar fi dispus să angajeze o viitoare mămică. Legea este bună, dar faptul că până acum au fost probleme mai mari cu femeile însărcinate când indemnizația sau concediul de maternitate trebuia fi stat din partea angajatorului, de când statul indemnizația de concediu de maternitate o achită statul, Casa Națională de Servicii Sociale, adică problema asta s-a diminuat, adică s-a făcut mai mică această problemă. Dar totuși, adică apare problema că angajatorul, da, nu dorește să aibă persoană însărcinată, adică motivând faptul că nu va productivitatea muncii, eficacitatea activității, nu va fi într-atât de eficace cum este o persoană care nu este însărcinată. În cazul nerespectării legii, angajatorii riscă o amendă de până la 22.500 de lei. Articolul 55 alineatul 1 din Codul Contravențional prevede de la 200 la 350 unități convenționale aplicate persoane cu funcție de răspundere care este conducătorul întreprinderii și amendă de la 350 până la 450 unități convenționale aplicate persoane juridice, care este întreprinderea SRL-ul sau întreprinderea individuală. Am revenit în platou, discutăm la acest subiect cu invitații din această seară. Este vorba despre domnul Alexandru Ghețu, inspector principal, Direcția Monitorizare Aplicării Legislației Muncii și a Normelor de Protecție a Muncii din cadrul Inspectoratul de Stat al Muncii. Bună seara! Bună seara! Și doamna Lilia Andrusiv, specialist la Institutul Muncii. Bună seara și bun venit! Bună seara! Stimați telespectatori, vă invităm și pe dumneavoastră să participați la discuții. Așteptăm întrebări, așteptăm comentarii sau cazuri care s-au întâmplat cu un cunoscut de al dumneavoastră sau chiar cu dumneavoastră. Aceste comentarii le așteptăm pe pagina de Facebook TVR Moldova sau Obiectiv Comun, iar noi încercăm să oferim răspunsuri în cadrul emisiunii de astăzi. Domnule Ghețu, spuneți-ne inițial care sunt cele mai frecvente încălcări pe care le comit angajatorii atunci când vine vorba despre femeile însărcinate angajate în câmpul muncii. Deci, referitor la femeile însărcinate angajate în câmpul muncii, deci cele mai des, cel mai frecvent întâlnite încălcări sunt faptul neadmitere sau neangajare persoanei în câmpul muncii, care la rândul său persoanele, fiind însărcinate, se adresează cu o cerere de angajare în câmpul muncii, angajatorul îi refuză, respectiv pleacă la două, întreprindere la trei și își dă seama că așteaptă să nasc copilul, după ce se va încadra în câmpul muncii. Cu toate că legislația Republicii Moldova, Codul Muncii, prevede că neangajarea unei persoane, indiferent, chiar și persoană nemotivată, neînsărcinată, trebuie să fie motivată de către angajator. Mai mult ca atât, pentru persoanele însărcinate este prevăzut o articol separat, deci o normă separată, unde prevede că angajatorul, în caz de neangajare, fără un temei legal, deci poate să nu corespundă funcției, cerințelor anunțate, dar pur și simplu că nu dorește să angajeze, deci el trebuie să-i motiveze neangajarea în formă scrisă, care ulterior persoana poate să conteste în instanța de judecat. Și respectiv instanța de judecat poate stabilea că a fost discriminată, a fost neangajată pe nedrept, deci nu a fost și respectiv repusă în drepturi.
Până la 1 aprilie 2014, frecvent se întâlnea încălcări referitor la persoanele însărcinate și persoanele acordarea concediului de îngrijire a copilului. Că indemnizația de îngrijire a copilului până la vârsta de 3 ani s-a achitat inclusiv și indemnizația de maternitate. Deci indemnizația de maternitate era achitată de către întreprindere, de către angajator. Și mulți angajatori, necunoscând legislația muncii, îi spuneau cum, eu trebuie să-i plătesc 4 luni pentru 126 de zile pentru persoana să stea acasă. Mai mult ca atât, persoana fiind angajată în câmpul muncii la ca muncă de bază, mai lucra prin cumul la o altă întreprindere și aducea angajatorului certificate că lucrează încă la două întreprinderi și angajatorul care îi acorda persoanei 2 sau 3.000 de lei, trebuia să-i plătească 30 sau 40 de mii de lei. Cu toate că plata respectivă era făcută din bugetul asigurărilor sociale, dar prin intermediul întreprinderii. Deci întreprinderea inițială achita, după ce era făcut diferența asta în cadrul bugetului asigurărilor sociale. Și angajatorii, când inspectorul de muncă mergea la, în cadrul vizitei de control, deci îi spunea angajatorul că nu plătești tu, de fapt, dar plătești Casa Națională. Doar tu ești cel care achită nemijlocit banii, iar ulterior ți va întoarce. Și angajatorii atunci când auzeau, care e problema? Și achitau o mare parte, deci se conformau. Începând cu 1 aprilie 2014, când a fost modificată legea privind indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă, problemele acestea practic au dispărut, deoarece indemnizații se achită direct de la Casa Națională de Asigurări Sociale. Dar se mai confruntă Inspectoratul Muncii cu probleme referitor la impunerea salariatului de a depune cereri de demisii când angajatorul află că este însărcinată sau nu dorește de a modifica regimul de muncă și acordarea un alt de loc de muncă corespunzător. Deci persoana este angajată într-un loc de muncă și respectiv la cererea salariatului de a fi transferat la o muncă mai ușoară, angajatorul nu că nu ar dori, dar poate nu are așa, un asemenea loc, funcție vacantă și respectiv ar fi mai binevenit pentru angajator ca persoana să ducă în concediu medical care să fie achitat corespunzător și deci să aștepte 3 ani revenirea la serviciu. Cam asta e. Citisem undeva că persoanele însărcinate, atunci când sunt angajate, nu trec perioada aia de probă. Este corect? Deci da, este prevăzut în articolul 60 din Codul Muncii, persoanele însărcinate, deci nu li se impun o perioadă de probă. Ce alte drepturi mai are persoana, femeia însărcinată, atunci când trebuie să fie angajată? Deci cum a fost și în reportaj, deci persoana însărcinată sau care are copil până la 3 ani sau se află în concediu de îngrijire a copilului și a revenit cu, combină munca cu concediu de îngrijire a copilului, deci le se interzice, sau nu se interzice, dar poate refuza munca de noapte, munca în condiții grele, vătămătoare, periculoase, deosebit de periculoase, plecarea în deplasare între serviciu, munca în zile de odihnă, de sărbători nelucrătoare. Deci în muncă de noapte, în deplasare între serviciu și muncă suplimentară, poate fi atras doar cu acordul salariat. Deci dacă este acordul persoanei, poate fi atras și la muncă suplimentară. Cu vorba articolul 97, deci este vorba despre munca, regimul de muncă parțial. Deci iarăși, la cererea salariatei, persoanei gravide, angajatorul este obligat. Deci parcă este o rugăminte, dar salariatul, angajatorul este obligat. Acordarea regimului de muncă parțial. Nu prea mult salariați sau salariate ar dori concediu de muncă parțial, de motiv că se diminuează salariul. Salariul se achită corespunzător proporțional timpului lucrat. Oh, respectiv, da. Persoana fiind în situația de până la acordarea concediului de maternitate, e clar că ea dorește un salariu cât mai mare, ca și indemnizația de maternitate să fie mare și indemnizația unică. Așa că vreți să comentați ceva? Da, am vrut să adaug aici, probabil că ați scăpat, dar dacă este reducerea timpului de muncă, se păstrează salariul. Nu se păstrează. Conform Codului Muncii este stipulat că se păstrează salariul tarifar. Nu, se păstrează salariul tarifar în situația când salariata este într-o condiții de muncă vătămătoare, periculoase, deosebit de periculoase, condiții grele, în mină, în subacvatice, nu știu unde, sau în condiții speciale, care ce nu cerințe aveți de securitate, sănătate, muncă, cu risc sporit. Deci, angajatorul este obligat să-i acorde un loc de muncă fără risc sporit, condiții de muncă corespunzătoare,
corespunzător cerințelor minim securitate sănătate de muncă, hotărâre Guvernul 1408 din decembrie 2016, și în cazul când persoana trece la un loc de muncă mai ușor și mai puțin plătit, deci cu menținerea salariului. În cazul când locul corespunzător nu există, până la soluționarea speții conflictului, până la găsirea unui loc de muncă corespunzător, deci salariatului, salariatei, îi se păstrează salariul. Dar dacă salariata depune cerere în conformitate cu articolul 97 și acordarea concediului, regimului de muncă parțial, atunci salariul se achită proporțional timpului lucrat. Deci dacă e 7 ore, pentru 7 se plătește. Dacă 4 ore, pentru 4 se plătește. Vreau să ne referim un pic la reportajul pe care l-am văzut anterior și la cazul acelei doamne care a fost impusă de angajator să semneze o nouă fișă de post. Cum comentați dumneavoastră această acțiune a angajatorului? Vă rog, domnule. Din punct de vedere a angajatorului, nu este un metod corect de a stabili relațiile de muncă, pentru că dacă vrei să intimidezi în așa fel angajatul tău, înseamnă că nu-l prețuiești deloc. Din câte știu eu, fișa de post și atribuțiile noi fișe de post intră în acțiune din momentul semnării și nici de cum nu are istorie. În cazul dat, eu văd doar o tentativă de a intimida salariatul. Ce ar trebui să facă salariatul în asemenea situații? Presupun și bănuiesc că dacă ea are un... Domnul Ghețu? Ce părere? Care este părerea dacă este o cerere, față? Dacă este o cerere, poate depune o cerere și dacă poate demonstra că anume prin această fișă ea încearcă să fie intimidată, trebuie să acționeze angajatul în judecată, angajatorul. Domnule Ghețu? Deci fișa de post nu este un document obligatoriu. Deci într-o lege nu găsim fișa de post ca un document obligatoriu. Este doar pentru funcționarii publici care nu au contract individual de muncă, dar activează în baza ordinului de încadrare în funcția publică și fișa postului. Dar în contract individual de muncă, conform articolul 49 din Codul Muncii, este prevăzut ce conținutul contract individual de muncă. Unde este scris expres că în contractul de muncă se indică atribuțiile de funcție, drepturile, obligațiile salariatului, calificarea și profesia. Și funcția care o va deține. Deci este interzis categoric utilizarea denumirilor duble, jurist, contabil, măturător, da, paznic și așa mai departe. Deci pentru fiecare funcție sunt atribuții speciale, separate. Dacă în contractul individual de muncă se indică atribuțiile, atunci fișa postului nu este nevoie. Fișa postului vine ca o anexă a contractului individual de muncă, unde detaliat se descriu atribuțiile, drepturile, obligațiile și mecanismul de executare a atribuțiilor. Pentru salariat este o modalitate de a cunoaște ce are el de făcut și pentru angajator este o modalitate în cazul aplicării, hai să spunem, și aceleași sancțiuni disciplinare, faci trimite la fișa postului că, de fapt, s-a efectuat atribuțiile prevăzute de fișa postului sau nu, sau nu s-a efectuat corespunzător cerințelor. Acum, mergem la articolul 68 din Codul Muncii, care spune că orice modificare a contractului individual de muncă se face doar prin acordul scris a părților. Odată și în fișa postului este ca o anexă a contractului individual de muncă și sunt stabilite atribuțiile, care ele pot fi stabilite atât în contract cât și în fișa postului, orice modificare a cerințelor, a condițiilor contractului individual de muncă se face prin acordul părților. Deci, din punct de vedere legislației muncii, odată ce nu a fost efectuat un acord, cum a spus în reportajul anterior colegul meu, dacă nu există un acord suplimentar la contractul individual de muncă, nu putem vorbi despre condiții noi introduse în contractul individual de muncă. Atât timp cât nu este acordul persoanei. Din reportaj am mai văzut că persoana i s-a comasat mai multe atribuții de la două funcții în aceeași funcție. De fapt, el e jurist, dar l-a pus să calculeze salariul pentru salariață, adică atribuții de contabil. Deci, în asemenea, condiții, atribuțiile din fișa postului sunt doar acele care presupun cerințelor. E clar că nu putem să delimităm. Standardele ocupaționale în Republica Moldova nu sunt determinate, nu sunt stabilite, nu sunt elaborate. Și nu putem spune care funcțiile bucătarului șef și care funcției contabilul expres, clar, ce face unul și ce face altul. Dacă după contractul de muncă a fost angajat în funcție de jurist, atunci nici de cum nu-i pot impune și atribuțiile unui contabil. Sigur, așa se înțeleg. Sigur, corect. Da. Deci, au jurist, dar, sau, hai să spunem, contabil. Dar este contabil casier, contabil care undeva am putea să mai intercalăm una, dar jurist, contabil, paznic și șofer, e clar, sunt atribuții diferite, nu îi se pot impune.
că dacă ar fi liniște și pace cu acordul persoanei care spune hai că persoana stă mai mult degeaba, e jurist, dar nu prea are de lucru și e bucuroasă să-i dă ceva de lucru și când ar fi posibil, deci nu e o problemă. Dar atunci când apare un conflict și persoana se adresează, la inspectoratul muncii poate să adresez doar din punct de vedere a raporturilor de muncă ce ține de semnarea sau nesemnarea atribuțiilor de funcție a contractului de muncă și acordul suplimentar, ce ține de impunere, de obligare, de șantajare, de intimidare. Deci sunt organele de poliție corespunzător care poate să se adreseze. Că dacă este semnătura, în cadrul inspectoratului de muncă, nici de cum nu se pot să demonstrez că eu n-am vrut să semnez, dar m-ai impus. Da. La fel, potrivit legislației, salariatele care urmează să nască și cele care au născut deja au dreptul la o serie de concedii și indemnizații specifice, precum cele pentru maternitate sau pentru îngrijirea copilului. Deseori, însă, viitorii sau proaspeții părinți sunt derutați și nu știu cum să calculeze plățile pentru indemnizația de maternitate și cea pentru creșterea copilului. În cele ce urmează, veți afla ce prevede legislația la acest capitol. Potrivit legii privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale, femeile asigurate au dreptul la indemnizație de maternitate, indiferent de durata stagiului de cotizare. Este indemnizația prenatală, care începe la cea de-a 30-a săptămână, care este în mărime de 56 de zile, în cazul sarcinilor singulare, adică unui singur copil. Dacă sarcina este generală sau tripleți, deja se mărește până la 112 zile. Cuantumul lunar al indemnizației de maternitate este de 100% din venitul mediu lunar asigurat, realizat în ultimele 12 luni calendaristice, venit din care sunt calculate contribuțiile individuale de asigurări sociale. Soția aflată la întreținerea soțului asigurat beneficiază de dreptul la indemnizație de maternitate dacă acesta confirmă un stagiu de cotizare. În cazul înregistrării căsătoriei după începerea concediului de maternitate, dreptul la indemnizație se stabilește pentru perioada de la data înregistrării căsătoriei până la data expirării concediului de maternitate. Indemnizația postnatală, mărit de 56 de zile de asemenea pentru nașterea singulară și deja de la generală și triplețe în mărime de 70 de zile. După perioada postnatală urmează un alt concediu care pentru femeile angajate, vorbim de femeile care sunt încadrate în câmpul muncii, care beneficiază în baza unei cereri scrise la locul de muncă de un concediu de până la vârsta de 3 ani și deja concediul de la 3 la 6 ani. Asiguratul care se află în concediu pentru îngrijirea copilului are dreptul la indemnizație lunară pentru creșterea copilului de la data acordării concediului și până la vârsta de 3 ani. În cazul în care data acordării concediului pentru îngrijirea copilului diferă de la o unitate la alta, indemnizația se stabilește începând de la data ultimei acordări a concediului. De indemnizație lunară pentru creșterea copilului beneficiază la cerere opțional unul dintre părinți, bunicul, bunica, o altă rudă care se ocupă nemijlocită de îngrijirea copilului, precum și tutorele, dacă sunt persoane asigurate și îndeplinesc condițiile de realizare a stagiului de cotizare. Intrăm în legătură directă în secundele ce urmează cu avocata Svetlana Mazur pentru a vorbi despre această temă în continuare. Doamna Mazur, bună seara! Bună seara! Doamna Mazur, spuneți-ne, vă rog frumos, dacă pot beneficia femeile din Republica Moldova, femeile însărcinate, de un avocat gratuit în cazul în care sunt încălcate drepturile la locul de muncă? Da, deci, conform legii cu privire la asistența gratuită de stat, femeile însărcinate pot beneficia de un avocat gratuit din partea statului, însă ele urmează să se prezinte personal la Consiliul Național de Asistență Juridică Garantată de Stat, unde, independență de veniturile membrilor familiei, dumneiei urmează să prezinte un șir de certificate privind componența familiei și ultimele venituri pe 6 luni de la CNAS. Și independența de aceste venituri se împart la membrii familiei, care urmează să nu depășească suma de 1813 lei. De obicei, aceste venituri nu depășesc, deci în rezultat femeia însărcinată beneficiază de aceste servicii a unui avocat din partea statului. Dar numai vreau să vă întreb din experiența pe care o aveți deja în acest domeniu, dacă se respectă legea sau dacă își cunosc oamenii drepturile și se adresează ulterior la avocați în cazul în care le sunt încălcate aceste drepturi.
Deci în cazul lezării drepturilor femeilor însărcinate la locul de muncă, fie ele refuzul de angajare sau reducerea cuantumului salariului, femeile însărcinate urmează să se adreseze în instanța de judecată. Deci, potrivit articolului 247 alineatul 1 din Codul Muncii, refuzul de angajare sau reducerea cuantumului salariului este interzis. Deci, în acest sens, angajatorul este obligat, înscris, să motiveze refuzul dumnealui. Ca organe statale de supraveghere, în acest sens, sunt menționate Inspectoratul de Stat al Muncii, Consiliul pentru Prevenire și Eliminarea Discriminării, care sunt împuterniciți să emite prescripții și să aplice sancțiuni în acest sens. Deci, referitor la întrebarea dumneavoastră, sunt mulți clienți, de fapt femei însărcinate, care sunt discriminate, se adresează deseori în instanțe de judecată, în instanțe, din practica mea, au câștig de cauze. Doamna Mazur, noi vă mulțumim frumos pentru această intervenție, vă dorim o seară bună în continuare. Noi continuăm discuția aici în platou și vreau să vă întreb pe noastră, stimați invitați, dacă e posibil ca angajatorul să poată concedea o femeie însărcinată și dacă da, să ne spuneți în ce condiții s-ar putea întâmpla acest lucru. Domnule Ghețu. Deci până în septembrie 2009, deci era prevăzut articolul 251 din Codul Muncii, unde scria în felul următor. Se interzice concedierea femeilor gravide și cele care au copii minori în vârstă până la 6 ani. Și gata. Deci în septembrie 2009, când a fost modificat Codul Muncii, articolul respectiv are următorul conținut. Se interzice concedierea femeilor gravide și celor care au copii minori în vârstă de până la 6 ani, cu excepția prevederilor articolului 86, litera B, virgulă, G, liniuț, K. Deci B este lichidarea unității, G, liniuți K, sunt de fapt sancțiunile disciplinare. Neprezentare la serviciu, prezentare în stare de beretate, încălcare disciplinii de muncă, parcurs un alt calendaristic anterior a fost aplicat sancțiuni disciplinare, pierdere încrederii, furt în cadrul întreprinderii și gata. Deci doar ca sancțiuni disciplinare. În rest, și lichidarea unității, bineînțeles, dacă se lichidează unitatea, cu atât mai mult salariata odată ce s-a lichidat unitatea, beneficiază toate drepturile și garanțiile, inclusiv și drepturile de drept, garanția concediului de maternitate, indemnizația și indemnizația până la 3 ani. În rest, deci ca reducere sau necorespunderea funcției sau ce mai este acolo în articolul 86, deci nu poate fi concediat, doar ca sancțiuni disciplinare. Neprezentarea la serviciu, s-ar putea să nu se prezinte o mamă însărcinată la serviciu din moment ce are nevoie de anumite consultații medicale sau alte chestii? Da. Deci articolul 86 litera H scrie neprezentarea la serviciu nemotivat. Da, nemotivat. În cazul în care persoana aduce certificatul medical sau certificatul, documentul care confirmă controlul medical la un medic pe o oră, pe două, pe trei sau chiar și pe o zi, în dependență de situație, deci asta consideră o motivare a absenței și respectiv salariatul nu poate fi concediat. Din câte știu, în România, Viitoarea Mămică are dreptul la 16 ore pentru controle de rutină. Spuneți, în Republica Moldova, este vreo lege care prevede ore libere pentru ca mămica să meargă la medic? A fost discutată o astfel de lege în Parlament, inițiată de Liliana Palihovici, dacă nu greșesc. Era vorba despre acele 16 ore lunar pentru examenele medicale, timp plătit din orele de muncă, dar iarăși preîntâmpinarea angajatorului, certificatele medicale care atestă că într-adevăr mama însărcinată, viitoarea mamă, a fost anume la aceste examene medicale. Totuși, cât de adaptate sunt locurile de muncă în țara noastră pentru femeile însărcinate, pentru că legea prevede un astfel de punct. Și în ce constă, de fapt, această adaptabilitate pentru femeile însărcinate, mai exact? Deci, referitor la adaptarea pentru persoanele însărcinate, deci este, cum am menționat anterior, hotărârea Guvernului 1408 din decembrie 2016, unde e scris, deci nu e scris nimic concret sau cum ar trebui, dar adaptat. Deci adaptat în dependență de locul de muncă, de condițiile de muncă, de angajator și angajatorul în care este solicitarea persoanei că nu, îi vine greu sau nu are nu posibilitatea și capacitatea fizică de a munci în condiții respective, angajatorul trebuie să creeze condiții. Dar locuri corespunzător adaptate nu e scris concret, adică cum ar trebui să fie. Și putem să începem de la ce că, cum spun și toți medicii, că sarcina nu este o boală. Este o situație care
toate femeile sau cel puțin majoritatea trec prin lucrul ăsta și nu este o boală, dar iarăși nu este o boală, dar este o stare mai deosebită ca pentru ceilalți angajați, care poate produce efecte negative pe viitor, atât pentru persoană, cât mai mult ca atât pentru copil. Și respectiv, angajatorul este obligat să organizeze locurile corespunzătoare de muncă. Dar cum ar trebui să se angajeze și în ce condiții, cum să fie adaptate ele, chiar nu este prevăzut concret de legislație. Mai mult ca atât, este prevăzut și, iarăși, adaptarea persoanelor care alăptează sau care au copii mici. Eu, din câte cunosc, din câte țin minte, poate nu duc evidența tuturor petițiilor, dar nu a fost nicio petiție înregistrată la Inspectoratul Muncii, poate dacă și-a fost una, două în ultimii 10 ani, hai să spunem, de la o persoană care nu i s-a creat loc de, pentru a lapta copilul. De ce? Deoarece legislația Republicii Moldova, cu toate că în convențiile Organizației Internaționale a Muncii este prevăzut lucrul ăsta. Chiar convențiile ratificate de Republica Moldova, 42 la număr sau câte ele. Dar care eu așa văd lucrurile, din ce motiv nu se adresează persoanele? Deci, în unele țări ale Uniunii Europene, concediul de îngrijire a copilului sau, să spunem, concediul de maternitate este foarte mic, 2-3 săptămâni, o lună. Și persoana are de ales, fie că merge la serviciu, fie că depune o cerere de demisie și crește copilul. Și respectiv, persoana îți gândește, în dependență de ce salariu are. La noi, legea intră așa în mod că persoana poate alege, fie că merge la serviciu, fie că stă acasă 3 ani. Deci 3 ani e o rată destul de mare, care în timp poți copilul să pleacă și la grădiniță și așa mai departe. Și fizic, eu nu cred cât ar fi de practic și de ușor de implementat lucrul ăsta, ca cineva să aducă copilul și să-l ducă înapoi, asta e cam, nu e chiar atât de ușor. Cu toate că legea prevede că dacă s-ar adresa persoane, ar trebui să-i ofere asemenea condiții. Da, domnul Andrusiv, nu știu, din experiența dumneavoastră, cum credeți? Sunt adaptate locurile de muncă pentru femeile însărcinate sau nu? Din păcate, marea majoritate a angajatorilor nu își adaptează locul de muncă și domnul Ghețu are dreptate aici, pentru că unul la mână, avem un concediu postnatal foarte mare care permite mamelor să aibă grijă de copii acasă, fără ca se întoarce la locul de muncă. Doi, avem grădinițe creșe care la fel permit mamelor să-și ducă copiii acolo. Și trei ar fi, probabil că da, ele sunt foarte puține, sunt foarte puțini angajatori care își permit acest lucru, dar este în dependență de munca care o aduce mama, da? Dacă ea nu este o muncă nocivă și își poate permite să vină cu bebelușul la lucru, atunci e ok. Dar nu cred că fiecare mamă și-aș permite acest lucru, pentru că este doar, nu doar sănătatea ei, dar este și sănătatea copilului. Asta este unul la mână. Doi la mână, noi nu avem predispuse grădinițe creșe chiar în câmpul de muncă. Dacă în Occident găsim grădinițe creșe chiar în companie, unde sunt copiii a mai multor angajați și este un profesor, educator sau o altă persoană care să aibă grijă de ei, atunci la noi acest lucru lipsește în totalitate. Deci nici nu putem să ne gândim la acest lucru. Cred că nu vom fi tratați și înțelese corect dacă am venit noi cu inițiativa de a deschide o grădiniță creșe în incinta companiei în care activăm. Da, exact. În cazul în care vine o petiție și scrie despre faptul că nu este adaptat locul de muncă necesităților mele din partea unui și am dorit ca să inițiem deschiderea unei noi creșe într-o companie, după cum spune și doamna Andrusiv, credeți că ar fi posibil acest lucru? Eu cred că în Republica Moldova sunt foarte puține companii care pot să-și permită așa lux. Deci sunt foarte puține, deoarece noi știm cum e la noi economia, la ce nivel, cât de dezvoltată. Și mai mult ca atât, e vorba despre întreprinderile cu multe doamne angajate. Că dacă e vorba de construcții, nu cred că la șantierul de construcții putem construi creșe. Anumite domenii mai specializate acum. Totuși, după cum spuneați, inclusiv dumneavoastră, sunt angajatori în țara noastră care încearcă să le susțină pe mămicile care lucrează, pentru ca munca lor să fie cât mai productivă. De exemplu, unele instituții organizează tabere de vară pentru mămicile care nu au unde și cu cine să-și lase copiii pe timpul vacanței. Mai multe detalii aflăm în reportaj. Chiar dacă legea îi obligă pe angajator să adapteze locurile de muncă după necesitățile mămicilor și viitoarelor mămici, în țara noastră puțin dintre ei o respectă. Noi avem instituții dotate
cinstit vă spun, eu n-am văzut niciuna. De când lucrez, adică n-am văzut, adică să fie dotat anume la o întreprindere careva, anume pentru femeile care sunt însărcinate și să fie locuri anume pentru aceste femei. Gravidele și mamele trebuie să beneficieze de pauze regulate pentru a se odihni sau respectiv pentru a face mișcare. Totuși în Chișinău există și instituții care se gândesc la confortul mămicilor. De exemplu, la Institutul Muncii sunt organizate tabere de vară pentru angajatele care nu au cu cine să-și lase copiii în vacanța de vară. Pot să zic că m-am confruntat cu problema ce să fac copilul meu în timpul vacanței. Și în timpul vacanței mari, atât timp cât eu sunt la serviciu și băiatul este acasă de la 8 până la 7, cât eu sunt la serviciu. Și am găsit o oportunitate și o salvare ar fi tabăra de engleză în cadrul Institutului Muncii, care este organizată an de an, unde copiii învață limba engleză în activități de joc. Și anume ar fi karaoke, ar fi științe, ei chiar și coc ceva în bucătărie, sunt sufragerie și la noi în administrație miroase formidabil la coptură. În situația în care salariatelor le sunt încălcate sau refuzate anumite drepturi prevăzute de lege, acestea se pot adresa la Inspecția Muncii. Așadar, stimați invitați, vreau să vă întreb în continuare dacă sunt anumite cazuri când viitoarele mămici la fel nu pot beneficia de anumite indemnizații sau de ambele indemnizații sau de una din cele două pe care le-am enumerat pe parcursul emisiunii. Domnule Ghețu. Da, sunt frecvent asemenea cazuri, dar frecvent asta spun că nu la multe întreprinderi, dar multe persoane de la aceeași întreprindere, și anume întreprinderile care s-au lichidat, au falimentat sau s-au încheiat activitatea așa în peste noapte. Peste noapte, da. Și regretabil faptul că sunt unele întreprinderi, vreo 3-4 cel puțin care le cunosc eu, care au avut angajați sute de femei. Deci chiar o rețea de magazine la noi din Republica Moldova, unde clar că magazine mai mult doamne. Și persoanele care erau activau la moment, deci au fost disponibilizate, au fost achitate, au fost reduse, au fost depus cereri, care și cum s-au putut înțelege. Persoanele care au fost în concediu de îngrijire a copilului sau concediu de îngrijire a copilului de la 3 la 6 ani neplătit, nu prea erau la curent cu ce se întâmplă cu instituția. Și între timp a mai apărut o sarcină. Deci și legea prevede că dacă persoana este în concediu neplătit de la 3 la 6 ani, deci concediu de maternitate va beneficia și concediu de 3 ani până la 6 ani, dar nu o să fie, nu, fără plată, deoarece nu este persoana asigurată, nu are un venit asigurat. În schimb, de la 0 la 3 ani, baza de calcul se ia pentru primul copil. Și persoana fiind primul copil având 2 sau 2 ani jumate sau chiar aproape 3, plecând iar în concediu de maternitate, au venit la întreprindere și s-au pomenit că de fapt întreprinderea nu mai există. E închisă și nimeni nu știe cine și unde e ea. Și s-au adresat la Inspectoratul Muncii, s-au adresat la Poliție. Și Inspectoratul de Stat al Muncii, clar că după toată legislația care este și după tot ce avem, îi dă câștig de cauză persoanei. Dar nu este posibil din punct de vedere fizic. Întreprinderea nu mai este, este lichidată sau în general este închisă, nu se găsește cine să-i acorde persoana ca să beneficieze la Casa Națională de Asigurări Sociale de indemnizație, trebuie să vii cu un ordin de acordare a concediului de îngrijire a copilului. Ordin care... cu semnătură și cu ștampilă. Dar ștampila nu-i și semnătura nu are cine o pune. Aici? S-a pierdut. Pentru că firma este lichidată. Da. Da, aici nu poate interveni și indemnizația pentru femeile care nu sunt angajate în câmpul de muncă, adică cele un an și jumătate plătite de CNAS? În momentul în care doamna a ajuns la a doua sarcină și a aflat că instituția unde a lucrat a fost lichidată, ea nu poate beneficia de acest un an și jumătate de indemnizație? Nu. Ca fiind neangajată deja. Nu. De un an jumătate care a rămas... Deci ea beneficiază, dar nu poate beneficia din indemnizație pentru al doilea copil. De ce? Deci este stipulat
că și femeile neangajate beneficiază de indemnizație din partea CNAS, dar nu de 3 ani, cum au femeile angajate, nu. Au de un an și jumătate. Da. În acest caz, ele poate beneficia. De aceea poate beneficia. Dar, da, poate, dar aceea se consideră, nu se consideră indemnizație, se consideră alocații care se achită în sumă standard, egală pentru toți, 500 sau nu știu cât acolo, cum ai, 400, 500 de lei, nu, chiar nu cunosc, timp de un an și jumătate. Da, exact. Da, de asta beneficiază, dar este diferență. Beneficiază un an și jumătate și 3 ani și 500 de lei și poate acolo primește 2000 sau 2500 sau 3000. Pentru că tot am adus în discuție legea din România. În România, de exemplu, legea maternității prevede ca persoanele care timp de 2 ani au realizat minim 12 luni venituri supuse impozitului beneficiază de concediu pentru creșterea copilului timp de 2 ani și timp de 3 ani pentru copilul cu handicap. După cum prevede unul dintre articolele acestui proiect de lege, astfel, dacă mamele vor să stea 2 ani în concediu de maternitate, ele vor primi o indemnizație echivalentă cu 85% din salariu, indiferent cât de mare le este salariul. Totodată, plenul Camerei Deputaților a adoptat proiectul de lege prin care se elimină plafonul maxim al indemnizației lunare pentru creșterea copilului și prin care se stabilesc ca indemnizația fie acordată până când copilul împlinește 2 ani. Deci, mai multe detalii despre legea din România, despre drepturile pe care o are legea în România și o femeie însărcinată în România, discutăm cu avocatul Diana Iulia Bolac. Doamna Bolac, bună seara! Doamna Olac, vă spunem bună seara încă o dată. Dacă ne auziți, vă rog frumos să ne răspundeți. Revenim la acest apel în câteva secunde. Continuăm discuția în platou. Vorbeam mai devreme despre indemnizații. Vreau să ne spuneți dumneavoastră, stimați invitați, de ce documente ar avea nevoie o mamă pentru a beneficia de acele indemnizații pe care îi le oferă statul. Deci indemnizația de maternitate nu prea e domeniul nostru de activitate ca inspector de muncă, deci cu asta ocup Casa Națională, dar din ce cunosc vă spun. Deci indemnizația de maternitate este 126 de zile. Persoana prezintă certificatul medical eliberat de medic de familie la întreprindere, la locul de muncă de bază, se completează pe verso și se prezintă la Casa Teritorială de Asigurări Sociale. Și dacă e necesar, Casa Teritorială poate cere și certificat cu privire la muncă și salariu. În contrabă, ei, la dânsă, este stocat toată informația, dar câteodată mai cer și așa informații de completare. Referitor la indemnizația de îngrijire a copilului, perioada de la 0 la 3 ani, deci angajatorul, salariatul, depune o cerere către angajatori, toți angajatorii, deci lucrează într-un singur loc, în 2, 3 sau 4, și la locul de muncă de bază și la locul prin cumul. Depun cerere de acordare a concediului din grijă cu copilul până la vârsta 3 ani, concediu parțial plătit, toți angajatorii la care persoana activează, este obligat să le acorde concediu în baza cererii scrise și cu toate ordinele respective, persoana se prezintă la Casa Teritorială de Asigurări Sociale și își perfectează indemnizația lunară de îngrijire a copilului până la vârsta de 3 ani. Domnule Ghețu, vă mulțumesc. Încercăm să reluăm discuția de această dată cu doamna Diana Iulia Olac, avocatul din România. Doamna Olac, vă spunem încă o dată bună seara. Bună seara. Spuneți-ne, vă rog frumos, cum sunt respectate drepturile femeilor însărcinate la serviciu, mai ales în urma aplicării legii maternității modificate. Da, bună seara din nou. Sunt respectate în sensul în care legea le recunoaște și le protejează pe viitoarele mame. Avem legea maternității în România din 2003. Bineînțeles că au survenit numeroase modificări ale ei, însă angajatorii sunt obligați să respecte o grămadă de măsuri pentru a pune la dispoziția viitoarelor mămici condiții de muncă prielnice, stărilor de sănătate. Bineînțeles, avem și ordonanța 111, care recunoaște și indemnizația la aferentă concediilor luate după nașterea minorului. Și ce să vă spun, cât de important este respectarea a drepturilor femeilor însărcinate.
Mai ales dacă își cunosc drepturile viitorii părinți și dacă se adresează inclusiv avocaților din România în cazul în care le sunt încălcate aceste drepturi. Majoritatea, da, majoritatea își recunosc aceste drepturi. Cât de mult sunt recunoscute de angajator, acum diferă de la angajator la angajator, însă să știți-o, conform legislației, ei chiar sunt pasibili de o amendă de până la 10.000 de lei în cazul în care nu respectă acele măsuri impuse prin lege. Care, așa cum v-am spus, sunt foarte variate și vin în sprijinul viitoarelor mămici. Adică, de exemplu, vin de la măsuri în care la un angajator trebuie și se ia măsuri pentru prevenirea expunerii salariatelor la riscuri ce le pot afecta sănătatea sau securitatea pe timpul sarcinii, de la poziția de lucru, de la mediul de lucru, de la interzicerea la desfășura o muncă noaptea sau în condiții insalubre, de la obligația de a anunța imediat medicina de familie și inspectoratul teritorial de muncă despre starea de graviditate a salariatelor. Dacă angajatorul, de exemplu, nu poate să întrunească aceste condiții impuse de lege printr-o listă destul de bogată și exhaustivă, au dreptul angajatele la un așa numit concediu de risc maternal, pe o perioadă de maxim 120 de zile, care poate fi solicitat și înainte și ulterior concediului de sarcină. Practic, da, se vine foarte mult în sprijinul mămicilor, cel puțin din punct de vedere legislativ. Doamna Lac, noi vă mulțumim frumos pentru această intervenție. Înainte de asta discutam despre documentele de care are nevoie o mamă pentru a beneficia de acele indemnizații. Doamna Andruse, dumneavoastră v-ați vrut să ne răspundeți la această întrebare, vă rog. Imediat cu proiectul e-guvernare, pe site-ul clasknas.md a apărut și opțiunea de a depune o cerere electronică, se numește e-cerere, de a beneficia de aceste indemnizații de la calculator. Deci, este nevoie de doar de 3 clicuri să selectezi tipul indemnizației de care este nevoie să introduci codul personal al tău și codul personal al copilului care îl primești imediat cu certificatul de naștere. Bănuiesc, chiar și pentru mine ar fi un lucru util pentru că îmi salvează din timpul ăsta interminabil care îl pierzi în cozile de la... după certificate, după toate actele necesare... Deci este un beneficiu pentru noi. Chiar mă bucur că am descoperit acest lucru. Știm că tot în România, conform legii privind protecția maternității, mamele care alaptează au dreptul la 2 pauze pe zi, a câte o oră fiecare, pentru a merge să-și alapteze copilul. Spuneți-ne, în Republica Moldova avem o lege care le-ar proteja pe mamele care alaptează? Pe mine m-a întrebat? Da, eu chiar îmi amintesc vreo 4 ani în urmă am avut o sesizare pe tema asta, dar nu de la angajat, dar de la angajator. Deci o companie elvețiană, îmi pare că, dacă nu ți-o minte, cu conducător, deci angajator numit moldovan, Republica Moldova, toți angajați, dar ea, de fapt, era cu capital străin, elvețian. Și conducătorul unității avea pe cineva angajat, o persoană sau două, care avea copil, și a spus conducătorul, uite, la noi trebuie să acordăm timp persoanei pentru alăptare. Și el a angajat proprietarul elvețian, a crezut, dar totuși, ca să fie mai credibil, a depus o sesizare la Inspectoratul Muncii. Noi am răspuns că da, într-adevăr, este obligat. Și el a spus nicio problemă, deci este și a acordat persoanei, deci persoanelor, că o persoană, două nume, țin minte, vreo 4 ani urmă a fost, dar timp pentru ca persoana să plece acasă să alăpteze copilul. Pentru și că... făcea persoana în timpul celălalt, nu știu, alăpta copilul sau nu, dar ideea este că i s-a oferit această posibilitate. Domnule Ghețu, dacă tot ați adus în discuție deja companiile străine, vă invit în continuare să urmărim un reportaj despre drepturile angajatorilor însărcinate peste hotare. În Spania, durata concediului de maternitate este de 16 săptămâni, dintre care în mod obligatoriu 6 săptămâni imediat după naștere. Pot fi adăugate încă 2 săptămâni pentru fiecare copil, începând cu al doilea. În cazurile de naștere multiplă, remunerarea pentru perioada concediului de maternitate este de 100% din salariu. În Franța, salariata poate decide să scurteze durata concediului de maternitate. Aceasta trebuie să întrerupă munca minim 8 săptămâni, dintre care 6 după naștere, pentru a beneficia de indemnizația zilnică de maternitate. Cu
Cu acordul medicului care urmărește sarcina salariată, poate face o cerere scrisă pentru reducerea perioadei concediului prenatal cu o durată de cel mult 3 săptămâni. În acest caz, durata concediului postnatal se compensează cu aceeași perioadă. Legea nu obligă salariatul să obțină acordul angajatorului pentru a face reportarea concediului. În Elveția, angajata însărcinată poate avea mai multe pauze dacă este obosită, iar compania în mod normal trebuie să aibă un spațiu amenajat unde oricare gravidă să se poată odihni. Dacă viitoarea mămică nu dorește să lucreze pe timpul nopții, angajatorul trebuie să-i propună un tip de muncă echivalent în timpul zilei. Dacă nu este măsură să poată propune acest lucru, atunci angajatorul o va scuti de muncă pe angajata gravidă și îi va plăti 80% din salariu. Începând cu cea de-a patra lună de sarcină, zilnic viitoarea mămică are dreptul la pauze în plus, față de cele legale, adică 10 minute la fiecare 2 ore. Din luna a 6-a, conform legii, o femeie gravidă poate să lucreze maximum 4 ore pe zi în picioare. Așadar, stimați invitați, suntem deja pe final de oră, la finalul acestei emisiuni. Vreau în concluzie să ne spuneți ce ar trebui să facem fiecare dintre noi ca să ne asigurăm că drepturile femeilor însărcinate vor fi în continuare respectate. Doamna Androsiv. Eu, ca viitoare mamă, sau nu se știe încă, în primul rând, trebuie să mă informez care sunt drepturile mele la locul de muncă. Să știu sigur de ce pot să beneficiez eu, ce prevede codul muncii, ce prevede legislația din Republica Moldova și, nu în ultimul rând, bună comunicare cu angajatorul. Pentru că pot fi scrise zeci de legi în întâmpinarea noastră, dar în momentul în care nu ai o bună comunicare cu angajatorul tău și nu aveți o înțelegere între voi, nu ajungi la niciun consens, ajungi doar în instanța de judecată cu procese de judecată interminabile. Vă mulțumesc, domnule Ghețu. Deci eu știu o regulă generală. Persoana are atâtea drepturi cât le cunoaște. Și deci pentru a avea aceste drepturi, trebuie să le cunoști. Ca să le cunoști, trebuie să te informezi. Trebuie să ceri și să se va da. Trebuie să soliciți și tot timpul angajatul cu angajatorul. Deci legislația muncii în comparație cu legislația penală, civilă, unde este ceva obligatoriu, aici pune doar un machet. Deci un minim garantat, un maxim stabilit, un minim, un maxim. Dar în interior, prin negocieri, angajatul și angajatorul pot ajunge la un consens care poate să fie de folos atât salariatului cât și angajatorului. Vă mulțumesc, Elena. Sandu, chiar în reportajul de la începutul emisiunii noastre se spunea că viitoarele mămici nu acționează în judecată angajatorii pentru că le este frică. Păi uite, noi ar trebui să scăpăm această frică, iar cheia este ca, așa cum au spus și invitații noștri, să ne cunoaștem drepturile. Odată ce le cunoaștem, nimeni deja nu ni le poate încălca. Stimați invitații, eu vă mulțumesc frumos pentru prezență. Doamnelor și domnilor, chiar acum avem legătura directă cu Stella Danilă, prezentatoarea telejurnalului de la ora 18, care ne va spune ce vedem astăzi în telejurnal. Stella, bună seara! Bună seara, Sandu! Bună seara, doamnelor și domnilor! Comisia de la Veneția recomandă Chișinăului să se abțină de la modificarea sistemului electoral. Instituția a publicat avizul integral la proiectul propus de socialiști și de democrați. Vă spunem mai multe în doar câteva clipe în telejurnal. Stella, mulțumesc, doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Ne revedem mâine la aceeași oră, când vom discuta despre misiunile de pacificare a militarilor moldoveni. Eu vă spun la revedere, o seară frumoasă să aveți!